Bine v-am regăsit! Azi o să fac ceva dulce cu brânză de vaci. Ceva foarte simplu, o budincă din brânză de vaci. Am aici cam 500 de grame de brânză de vaci. Bineînțeles, de unde? De la doamna Adina Rus, din piața Ion Meșter. Normal că numai de acolo am 3 ouă. Trei linguri de gris, cam 100 de grame de zahăr. Aici am pus niște stafide și niște goji, le-am muiat, le-am pus în puțină apă călduță. Mai am aici un zahăr vanilat și puțin unt ca să ung vasul în care pun budinca. V-am spus, e foarte simplu. Când aveți poftă de ceva dulce, și aveți la îndemână așa ceva, puteți pregăti repede. Ung bine vasul cu unt. Și îl pun deoparte. Acum o să separ gălbenușurile de albușuri. Am spus 3 ouă la 500 de grame de brânză de vaci o să pun. L-am spart. Da, nu are nimica. La mine vedeți și greșelile. Și când vreau să le ascund, nu pot. Bun. În albușul pun un vârf de linguriță de sare. Și în gălbenușul pun zahărul. Dacă aveți zahăr pudră, e și mai bine. Dacă nu, e bun și cel normal. Deci cam 100 de grame. Acum fiecare cum vă place de dulce. Și zahărul vanilat. Și facem gălăgie. Că a început să ne placă deja gălăgia. Dăm bine bine cu mixerul până se formează o cremă. Bun, după ce s-a topit zahărul, adăugăm gălbenușurile peste brânză. Amestecăm bine totul. Vin și mai aproape de voi. Singura problemă este acum să nu fac tot o brânză peste tot. Ar trebui să și gust, nu? Ce
Că dacă mai trebuie zahăr și cred că o să mai trebuiască puțin, dar o să pun în albușuri. Bun, acum o să pun 3 linguri de gris. Acum depinde și brânza cum este. A mea nu a fost apasă deloc. Am pus 3 linguri rase, nu le-am pus cu vârf. Și mai amestec puțin. Acum scurg de apă stafidele. Și goji. Este de ajuns dacă puneți numai stafide. Eu am pus în plus și goji. Dacă nu aveți, nu e nicio problemă. Bun, și mai amestec încă puțin. De albușuri. Să bat albușurile spumă. Credeți că mai este nevoie de puțin zahăr, mai adăugați zahăr în albușuri. Eu mai pun încă 2 linguri rase de zahăr. Normal, rețeta este la 500 de grame de brânză, 3 ouă și 100 de grame de zahăr. Dar v-am spus, dacă vreți mai dulce, mai adăugați zahăr. O să torn peste brânză. Și mai amestec încă puțin. Și este gata. Singura problemă este că nu o să-mi intre în vasul acesta, deci trebuie să mai pun și în altceva. Așa cred. Îl pun în vasul pe care l-am uns cu unt. A, da, îmi intră. Mi intră la fix. Bun. O nivelez frumos și o dăm la cuptor la 170 de grade, cam 20 de minute.
Și după 20 de minute vedem ce a ieșit. Timp în care eu spăl vasele. Să-l disper un pic pe mondialul. Că și el atâta mă disperă. Fai, capul meu. Cred că mă aude când intru. La românilor care le avem acolo, a relațiilor și a intereselor comune pe care le avem acolo. Deci Uniunea Europeană contează să vorbească cu cineva din Siria, folosește canalul. Bacro! Bacro nu a trecut granița! Ce-i faci, mumulești? Ce arunci pe mine? Alune, să văd dacă ești în stare să le desfaci. Stai cu geamă, deschis băiatul, stai curent. Ba, nu mai e curent. Bacu, când anii n-am trecut granița. Gata? Este gata. Este gata, putem să scoatem din ler. Ma, să închid cuptorul. Uitați. Miroase bine, arată bine. O lăsăm să se răcească. Punem pe deasupra niște ciocolată dacă vreți, numai. Și poftă bună să aveți. Și o zi minunată.